pui de șarpe. Unul m-a ciupit de gât, sper că nu era otrăvitor. Nici n-a pornit bine la drum și deja o grămadă de semne cu atenție urs. În fața noastră, Rita, mai câinele ciobănesc, însă ne-am pregătit aici în caz de orice, dacă ne atacă câinele ăla. Acolo zace o fiara pădurii, unde ta mai câinele ciobănesc. Să sperăm că nu va trebui să facem sacrificii umane. Tot chat-ul de pe premieră, scrieți acolo comentarii, să ne riscăm să ne batem cu câinele sau să încercăm să-l ocolim. Momentul adevărului, pregătiți aici în caz dacă ne atacă câinele. Câinele e acolo, hai să avem grijă. Hai. Câinele e acolo, hai să încercăm să nu-l alertăm. Nu faceți că legem. Și te-am lăsat în urmă, bă. Cred că suntem în siguranță acum. Pentru cine mai trece pe aici, are aici abeți în cască de câine. Hai că am reușit să ocolim și fiara aia pădurii. În episodul următor, să sperăm că nu o să dăm de ceva mai mare, cum ar fi un mistreț, un lup sau chiar un urs. Acum trebuie să încerc cumva să cobor jos de tot acolo. Eu sigur o să mă rostogolesc ca bolovanul. Ce credeți, mă, că o să mâncăm parizor cu muștar? Atenție, această proprietate este păzită de pisici. Genial! No, am plecat iarăși în drumeție și am făcut o schimbare de direcție și ghiciți ce. Am găsit pancarda asta și sper că se vede. Pe lângă că atenție urși ca pe partea cealaltă, mai e și pericol de vipere. Genial! De ce presic o să calc o viperă pe cap? Ne-am făcut aici un prieten patruped. Cred că vrea să apară pe vlog. Scrieți jos în comentarii sau pe premieră ce nume să dăm la patrupedul ăsta. I-a venit acum și fratele mai mic. Mama a crezut că a făcut câinele așa. Mușiție. În caz că dăm de vreun urs ceva, îl avem pe grăsanul ăsta să ne apere. Pornele, nu mai da cu pormașina! Adu parizorul și muștarul. Avem noi un mim cu adu parizorul cu muștar, așa că pe grăsanul ăsta l-am botezat Cornel. Cornele, unde e parizorul cu muștar? Ia zi-mi. L-ai mâncat pe tot? Așa, dă din coadă. Pornele, nu mai da cu pormașina! Adu parizorul și muștarul. Deci noi acum suntem în cheile Dâmbovițe, locul ăsta arată pur și simplu genial, mai ales când avem și pe Cornel aici să ne apere de urs. Cornele, nu te mai pișa pe vlogul meu. Așa sunt și haterii pe YouTube, ca și câine ăștia se latra așa prin gard. Te rog, stai acolo. Vacu, nu fi o vacă proastă. Nu fi o vacă proastă, stai acolo. Deci ca idee, eram pe cale să avem o scenă de coridă. L-avem aici pe unul îmbrăcat în roșu și vaca aia dintr-o dată băgat așa un galop. Zice că era un câine când îi arătai un Scooby's Next, așa fugeam spre el. Dar la un dat s-a oprit și a început să rage la el. Ce față are ăsta mic? Zici că-i tică, bețivul care stă la bine peste drum. Deci ca idee, s-au dus băieții până în magazin și acolo este o babă. S-a speriat baba săraca de câinele ăla. Acum se certă cu cineva prin gar, că atâta poate și Cornel. Deci câinele ăsta s-a ținut tot așa câțiva kilometri după noi până aici la cazare. Cornele, te mă acasă că ai acolo parizor cu muștar. Cornele, nu mai da cu pormașina, adu parizorul și muștarul. Aici să fiu atent să nu dau cu capul, că sper să nu fie adevărată chestia, că dacă ți-ntre lea cu păr, nu mai scos când achiv să mă rad în cap. Deci posibil ăsta să fie ultimul vlog, fără cap. Uite-l leacu, uite-l leacu. Nu intra în păr. Hai bă, intrăm în casa aia abandonată. Dita, mai tulăul acolo. Dacă vine, mă pregătesc acum pentru el.